Cei cinci sportivi de la secția de karate tradițional a Clubului Sportiv Municipal Slatina împreună cu antrenorul Alin Andri s-au deplasat astăzi la Eforie Nord, unde se desfășoară zona țara românească din cadrul Campionatului Național de Karate Tradițional pentru Copii. Doi dintre ei au o experiență competițională ceva mai mare, fetele au experiență și ele deja sunt, au medalia de bronz la Campionatul European de anul trecut. Avem aceeași echipă în aceeași componență anul acesta. Ca urmare acestei calificări, dacă vom reuși să ne calificăm la finala pe țară, acolo sunt calificările pentru europenele ce vor avea loc la sfârșitul lunii martie de la Napoli. Micii karateca din întreaga țară vor participa la întregerile campionatului național timp de 2 zile. Vor fi preliminariile sâmbătă și finalele vor fi duminică, finalele pentru zona țara românească. Este o competiție importantă pentru că fără participarea la această competiție nu putem să parcurgem toate etapele pentru a ajunge la finala pe țară și mai apoi la campionatul european. La finalul lunii februarie, tot la Eforie Nord, va avea loc aceeași etapă, dar pentru seniori.